Hai să facem bănuți de primăvară. Aici am folosit doar resturi de ață. Uitați, aici am un fier foarte gros, apoi cu un fir mai subțire am continuat și am terminat toate resturile care le aveam de mai mulți ani prin casă. Aici la fel am făcut niște frunze diverse. Pentru mijloc puteți folosi și mărgeluțe sau un alt capăt de ață. Sau nimic. Ia uite și ăsta ce frumos e cu nimic. Aici mi s-a terminat tața. Nu știu la ce o să le folosesc, dar mi-a plăcut prea mult. Și ca mărțișoare și ca brelocuri sunt foarte, foarte frumoase. Așa cum a postat aseară pe grup o fată la floarea care am făcut-o precedent și i-a făcut o codiță și a făcut un breloc. Ok, hai să facem într-un tutorial pas cu pas bănuți croșetați. Eu așa pun ața pe deget, inelul magic, așa, introduc croșetul aici și încep un ochi de lanț, iau aceste două bucle și fac 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Închid inelul magic, acum este, acum nu mai este. Dăm ața pe fața lucrului, pentru că noi o să folosim dosul lucrului ca floare. Prefer un fir de ață ca semn și lucrăm ca la amigurumi, piciorușe în V sau în X, cum vă place mai mult. Și să vedem unde este, acesta este primul ochi de lanț. Și acum vedem că aici este primul picioruș. Și intrăm aici și facem. Suntem pe al doilea rând și facem 1 în același loc al doilea. Acum vom obține 12 piciorușe scurte. În următorul facem 2 piciorușe scurte în același loc. În următorul iarăși o înmulțire. Mergem așa până la capăt pe toate cele 6 piciorușe scurte. Așa. Ia să vedem. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Perfect. Luăm capătul, îl dăm semnul și continuăm. Înmulțire, picioruș scurt. Vedeți? Noi dăm capătul. Aici am avut ultimul picioruș lucrat. În următorul, iarăși. Înmulțire, picioruș scurt. Înmulțire, picioruș scurt. Înmulțire, picioruș scurt. Continuăm așa până la capăt. Înmulțire, picioruș scurt. Înmulțire, picioruș scurt. Înmulțire și picioruș scurt. Chestia este că aici putem folosi chiar toate resturile. Și ne oprim la această dimensiune. Tai firul.
Așa, dacă aveți resturi, continuați. Eu am avut restul acesta de roz sau la acesta maro până unde s-a terminat. Am mers. Este superb. Acum, intru pe ultima buclă și jos și intru cu următoarea culoare. Fac un ochi de lanț, îl trag și fac deja primul picioruș. Îmi dau capătul pe fața lucrului care ulterior va deveni dos. Și la fel aici, din primul rând, vom începe cu o înmulțire. Da? În următorul picioruș scurt, în următorul picioruș scurt. Deci, la rândul 3 avem o înmulțire și două piciorușe scurte. 1, 2. Înmulțire, două piciorușe scurte, înmulțire, două piciorușe scurte, înmulțire, două piciorușe scurte și suntem la ultima, înmulțire și două piciorușe scurte. Ok, așa. Și trecem la rândul următor, unde facem o mulțire și trei piciorușe scurte. O mulțire și 1, 2, 3 piciorușe scurte. Vedeți acum. Întotdeauna vor ieși înmulțirile și înainte de înmulțire va trebui să facem și noi. 1, 2, 3. Înmulțire și 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Înmulțire și 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Și iar, înmulțire, 3 piciorușe scurte, 2, 3, înmulțire, 1, 2, 3. Minunat! Dăm din nou capătul, semnul aici și intrăm în următorul la fel. Înmulțire și 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Înmulțire și 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Înmulțire și menajul la 4. 3, 4. Înmulțire. 1, 2, 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 3, 4. Deci ce frumos iese. Continuăm. La fel, înmulțire și 5 piciorușe scurte data aceasta. 1, 2, 3, 4, 5. Înmulțire. Și 1, 2, 3, 4, 5. Înmulțire. Și 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Înmulțire. 5 piciorușe scurte. 3, 4, 5. Înmulțire. Și 5 piciorușe scurte. Înmulțire. 1, 2, 3, 4, 5. Am ajuns la capăt
Și acum se văd colțurile, sunt 2, 4, 5, 6. Facem două rânduri fără înmulțiri, fără scăderi. Mergem rotund. Am făcut două rânduri fără înmulțiri, fără scăderi. Las acest croșet deoparte. Iau unul mai subțire pentru acest fir și o să mergem să-i facem puțin mijloc și intrăm nu pe primul rând, între primul și al doilea. Intru aici. Întâi să fac un ochi de lanț. Firul ăsta e mai subțire. Acum voi luați care vi se pare mai potrivit. Că asta e ideea. Să fie cel mai potrivit fir. Așa. Și acum fac așa. 1, 2, 3 și dacă acestea sunt cele 6, intru aici și merg cu ochi alunecat. Uite așa. Și iar 1, 2, 3. Intru aici și fac un ochi alunecat. 1, 2, 3. M-am pierdut? Nu. Aici. Așa. Și iar 1, 2, 3. Aici. Și 1, 2, 3. Aici. Și 1, 2, 3, aici. Uite, uite ce frumos a ieșit. Așa, la mine deja era capăt ăsta. Îl trag pe dedesubt. Așa, aici. Îl înnod sau îl puteți lăsa pentru a-l folosi la cabreloc. Așa și continuăm. Vai, ce-mi place. O, și cea mai frumoasă din toate. Asta înseamnă să exersăm. Bun. Acum ce o să facem? Noi practic am ajuns la nivelul la care începem următorul rând. Acum dăm semnul și o să începem scăderea. Și facem scăderi. Acum trag o buclă și intru în al doilea și fac o buclă, dar nu prea mă încântă mulțirea asta. Asta da. Iau bucla din față și bucla din spate. Și gata bucla. Acum face scăzătura, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 și scădem. Da? Acum vedeți cum vă vin scăderile mai bine, pentru că nu e foarte important, că vedeți că nici nu se observă. Mie îmi vine mai bine așa. Sau vă opriți efectiv după aceste două rânduri și rămâne floricica așa. Adunați firele de pe dos și ăla e. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5. Scădere.
Ok. Mergem așa până la capăt. 4, 5, sare. 1, 2, 3, 4, 5, sare. 1, 2, 3, 4, 5, sare. Și 1, 2, 3, 4, 5. Bun, dăm semnul pe interior și continuăm. Scădere. Și acum facem 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Scădere. Și din nou, 1, 2, 3, 4, scădere. Mergem până la capăt, așa. 1, 2, 3, 4, scădere. 1, 2, 3, 4, scădere. 1, 2, 3, 4, scădere. Și 1. 2, 3, 4. Și acum repetăm din nou. Scădere. Ăsta mi-a rămas, dar probabil l-am luat eu de undeva greșit. Important e că oricum trebuie să scădem. Și facem scădere și 3 piciorușe scurte acum. 1, 2, 3, 3, scădere, unu, doi, trei, scădere. Mergem până la capăt, așa. 1, 2, 3, scădere. 1, 2, 3, scădere. 1, 2, 3, scădere. Și iarăși 1, 2, 3 și scădere. Acum e posibil ca să fie destul de greu de lucrat în felul acesta, dar dacă vreți, lăsați așa. Dacă nu, continuăm. Hai cu mine. 1, 2, scădere. Ținem același ritm cu care am crescut. Uite, hai să facem așa. 1, 2, scădere. 1, 2, scădere. Unu, doi, scădere. Unu, doi, scădere. Și unu, doi, scădere. Și acum ultimul rând. Unu, scădere. Un picioruș scurt. Scădere. Un picioruș scurt, scădere.
Un picioruș scurt, scădere. Un picioruș scurt, scădere. Un picioruș scurt, scădere. Ok. Acum se face așa. Scoatem firul. Asta nu ne mai trebuie. Ia. Să-l scoatem de aici. L-am întors acolo pe dos. Uite. Bun. Și acum știți cum facem aici? Ia să iau croșetul ăsta mai mic și fac așa. Uite așa. Sau una cu coață. Dar eu mă grăbesc. Nu stau să pierd prea mult timp. Cum se închid și amigurumile, nu? Și iarăși folosim aceste bucle. Uite așa. Wow! Ia uite. Hop! Hop! Acum, uite că mai rămăsese o buclă aici, două. Așa. Și fac un nod, așa, și mi-l bag pe interior, că nu mai îmi trebuie pe aici. Așa. Ia să intre tot. Uite așa. Ia uite ce bănuți frumos facem noi aici. Ia uite. Minunat! Hai să facem frunzele. Aici am avut un verde, aici am un alt verde. Aici un alt verde și alt fel de frunze. Dacă vă plac acestea, sunt 7 ochiuri de lanț. Făcute din sensul acesta, așa, și apoi m-am întors pe față cu festoane, 5 ochiuri de picioroșe scurte și un picot. Dar noi o să facem aceste frunze pentru că sunt cele mai ușoare. Și din fericire, acum folosim încă un croșet mai mare. Pentru că e un fir și mai gros. Ideea e că aici noi trebuie să mergem puțin pe dedesubt. Vai, cât e de frumoasă! Foarte frumoasă! Intrăm cumva să fim pe dedesubtul florii, aici. Și dacă nu v-am zis, vă zic acum, hai să facem întâi un ochi de lanț, așa, și strângem aici firul. Ia să-l băgăm pe interior, acest capăt, ca să nu ne încurce pe aici. Ia uite ce fain e. Și o să alegem un punct unde noi o să creăm aceste frunzulițe. Hai să facem aici. Pentru că în același loc noi trebuie să băgăm de mai multe ori. Și facem un picioruș scurt, un picioruș dublu. Așa, și un picioruș scurt în același loc. Ok. Și tot în același loc o să facem un picioruș alunecat. Uite așa. Acum intrăm în următorul.
dar văd că mai bine stă aici. Stă așa. Deci noi trebuie să luăm așa. Acum văd că dacă noi luăm transversal, frunzulița stă răsucită. Trebuie să luăm așa. Ok? Și apoi o dăm puțin în spate. Deci, luăm transversal și facem prima dată alunecat. Un ochi de lanț și un picioruș scurt, unul dublu, unul și mai dublu. Triplu. Glumesc. Așa. Da? Chestia e că adaptați firul la frunzulița voastră și aici puteți face în creștere și în descreștere aceste piciorușe. Nu e necesar să le faceți exact ca mine, pentru că e dificil, cred că, să aveți același fir. Da? Și terminăm cu piciorul alunecat. Și mai facem încă o frunzuliță mai alături. Așa, începem cu piciorul alunecat. Așa, unul scurt, unul dublu. Unul scurt. Așa, și unul alunecat. Și închidem. Tăiem firul. Scoatem. Așa. Ia să-i facem cumva un nod aici. Și să îl băgăm pe interior. Dacă li vreți breloc, le faceți o codiță. Deci, experiența, lucrând, o să ne dăm seama cât de bine se poate lucra și la ce nivele se poate ajunge. Aceștia sunt bănuții croșetați. Eu sunt Mihaela de la M. Mihai Crochet și vă aștept pe canalul meu să vă înscrieți, să distribuiți aceste tutoriale și la alte hărnicuțe, să le ajutăm să facă și ele lucruri frumoase. Bănuți croșetați! Ia uitați cât de frumoși sunt! Vă aștept și pe grupul nostru Croșetez Odată cu Tine să lucrăm împreună. Pupici! La revedere!